Galateni, capitolul 5, începând de la versetul 16 până la finele capitolului, versetul 26. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Să ocupăm locurile. Am început deja o serie de studii biblice pe care le-am intitulat Roada Duhului. M-am gândit că e foarte nimerit și sănătos să citim toată porțiunea aceasta din Scriptură, pentru că, așa cum ați fost atenți și cred că ați înțeles din text, roada Duhului nu putem înțelege dacă nu înțelegem și partea opusă, faptele firii pământești. Roada Duhului, dimpotrivă, ea este contrar, împotriva faptelor firii pământești. De aceea am citit textul acesta, pentru că de cele mai multe ori îl citim separat. Citim numai despre roada Duhului sau despre faptele firii pământești. Cred că fiecare dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, când ați venit în America, unul dintre lucrurile șocante pentru noi, eu am venit în 85, au fost magazinele alimentare americane. Dintr-o dată ai văzut toate fructele la dispoziția ta să le cumperi. În România mâncam fructe după sezon, nu? Și legumele tot după sezon. Știam că vine toamna, atunci sunt anumite fructe, primăvara, vara. Ei, dintr-o dată am văzut în galantarele magazinelor americane toate fructele care există, de fapt, pentru consum. Cred că roada Duhului în viața noastră ar trebui să fie o astfel de expunere permanentă prin care ne face foarte atractivi pentru cei din lume faptul că în galantarele, dacă putem spune așa, ființei noastre, se găsesc toate roadele acestea ale Duhului Sfânt întotdeauna, nu în funcție de sezon. Am ales pentru dumneavoastră câteva reprezentări ale roadei Duhului pe care le-am găsit la diferiți autori. Iată, cineva și-a imaginat că din dragostea lui Dumnezeu, din Duhul Sfânt, nu, se naște acest copac care are roadele, cele nouă roade menționate în Galateni de către Apostolul Pavel. O altă imagine și mai interesantă este că, practic, viața noastră este un fel de coș, dacă vreți, de fructe în care se pot găsi toate aceste roade, aici ilustrate ca și mărul acela. Iată o altă imagine, fiecare ramură acestui copac este o roadă a Duhului. Imaginația este extraordinar de bogată. Iată, cineva și-a imaginat un fel de, eu știu, portocală și fiecare felie din aceea este o roadă a Duhului.
cineva și-a imaginat o pară și fiecare din sectoarele acelea este o roadă a Duhului. Este un verset foarte interesant pe care îl scrie Ieremia și zice așa: binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinele spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde, în anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Așa ar trebui să fie viața unui creștin autentic, în ramurile noastre să se găsească, de fapt, toate aceste roade ale Duhului Sfânt. O altă imagine care mi-a plăcut foarte mult, iată ce spune grafica aceasta: the deeper these go, deci cu cât merg aceste rădăcinele mai adânc, așa, în Domnul și în Duhul Sfânt, the higher these grow, cu atât mai înalte vor crește celelalte. Cu cât suntem mai profund înrădăcinați în Dumnezeu, viața noastră devine tot mai bogată și mai prosperă în El. Doar adânc înrădăcinați în Hristos vom aduce roade sfinte de folos. Găsiți și un fel de vers care spune foarte frumos, așa ar trebui să arate viața noastră când avem toate roadele Duhului. Dar iată că se întâmplă ceva cu omul firesc, omul carnal, nu? Omul carnal, omul firesc, își are rădăcine în natura sa păcătoasă. De aceea el face faptele firii pământești, faptele cărnii. Întotdeauna când veți găsi în Noul Testament fire pământească, în limba greacă este sarx, este carnea, faptele cărnii ale naturii noastre omenești. Acum, Cornilescu a fost destul de simpatic că ne-a scutit de unele expresii care sunt destul de dure, nu? Și a folosit expresia aceasta, faptele firii pământești, folosește firea noastră pământească. Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și iată lista aceasta. Când noi suntem înrădăcinați în noi înșine, în natura noastră carnală, atunci producem faptele cărnii, faptele firii noastre pământești. Totul depinde, deci, de rădăcini, de unde suntem. Am ales pentru dumneavoastră o imagine care sper să ne folosească, mai ales că am auzit că în 15 avem ședință, adunare generală. A venit la noi odată la Oradea un american și înainte să predice m-a rugat să-i duc o ceapă. Deci zice, mergi acasă și duci cea mai mare ceapă care o ai. Și am găsit una mare. M-a rugat să o tai în două și am mers la anvon, am fost traducătorul lui, interpretul predicii sale, și el a folosit ceapa aceea pe care eu am desenat-o pentru dumneavoastră și el spunea așa: faptele astea ale firii pământești sunt puse așa într-o ordine, cumva în Scriptură, în lista dată de Apostolul Pavel, că pe margine, primele pe margine, nu, sunt frunzele alea mai groase de ceapă, nu? Alea nu prea ne plac, sunt mai usturoi, mai greu de mestecat, dar la mijloc ne cam, e mai bună, miezul de la ceapă e mai bun, nu, e mai dulce. Și atunci el zicea așa, mulți creștini, când se uită la lista aceasta, o interpretează ca pe ceapă. La exterior sunt frunzele astea mari, nu prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, pe partea cealaltă, vrăjitoria, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările, nu? Dar zice el, la mijloc sunt câteva care sunt foarte tolerate de noi. Nu, ni se pare că nu sunt așa usturoi, nu sunt așa de periculoase când le gustăm, de aceea suntem obișnuiți cu ele, dar zice el, ce spuneți despre vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certurile de partide?
Astea ni se par, a, nu sunt așa mari, nu sunt ca și curvia, nu, sau prea curvia. Nu, sunt niște păcate mai mici, zicem noi. Și omul ăsta spunea, hei, ascultați la mine, asta e toată ceapă. Toată e ceapă. Și cu frunze mari și cu mici, totul e ceapă. Și Apostolul Pavel este absolut, fără niciun fel de echivoc, vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucru nu vor moșteni împărăția cerurilor. Ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult chestia asta, pentru că mijlocul ăla de la ceapă, nu? Certurile, zavistiile, mâniile, certurile de partide. La noi au devenit politică bisericească. Și asta ni se pare normală, nu? Să luptăm pentru locurile din față, să mai criticăm pe aia, să mai luăm cuvântul. Ascultați-mă, astea fac parte din faptele firii pământești. Nimic altceva, indiferent ce titlu îi dăm noi. Ar trebui să avem grijă și să le tratăm la fel. De fapt, nădăjduiesc că după terminarea acestor lecții despre roada Duhului, o să le luăm pe rând ceapa asta și o să discutăm fiecare să vedeți ce periculoasă este alimentul ăsta, ce periculoasă pentru viața creștinului de astăzi. Dar haideți să discutăm puțin despre roada Duhului și în seara asta vom avea un fel de lecție introductivă a roadei Duhului. Oamenii din jurul nostru ar trebui să poată găsi la noi la orice oră și în orice anotimp aceste roade ale Duhului. Ar trebui să fie în noi. Cei din jur ar trebui să le găsească la noi. Așa cum spuneam, în magazinele americane găseam la orice timp aceste lucruri. Sunt trei afirmații fundamentale pe care vreau să le fac chiar de la bun început. Prima este că credința noastră trebuie să se reflecte în comportamentul creștinului. Credința mea trebuie să se vadă prin modul în care eu mă port, cum vorbesc, ce atitudini am, cum reacționez, cum mă port cu ceilalți din jurul meu, cum mă port cu familia, cu prietenii și chiar cu dușmanii mei. Din păcate, lucrul ăsta nu este prea adevărat, mai ales astăzi. Există o organizație creștină a lui George Gallup care face interviuri și studiază pe eșantioane de populație creștină foarte multe lucruri și el a ajuns la concluzia că cei peste 80 de milioane de creștini, mai ales evanghelici din America, nu diferă prea mult de cei necredincioși în comportament și uneori în credința lor. Nu diferă. Rata divorțului se pare că e tot la fel de mare și la cei din lume ca și la ăștia 80 de milioane. Nu se poate găsi o diferență în comportament a unora față de ceilalți. Dacă nu este evidentă roada Duhului în viața acestor oameni, noi nu ne putem deosebi cu nimic de cei din lume. Unul dintre lucrurile frumoase, așa din cariera mea de păstor în Chicago, a venit la mine cineva din downtown care avea un building din ăla foarte înalt și m-a rugat să-i recomand niște credincioși din biserică să aibă grijă de buildingul lui. Pentru că el zicea, eu am auzit și știu de la alți proprietari că românii credincioși sunt oameni de nădejde și te poți baza pe ei. Nu te fură, lucrează, țin totul, sunt cinstiți și eu am nevoie de o asemenea om să aibă grijă de clădirea mea. A fost o încântare să aud așa ceva. Imediat după Revoluție în România se căutau magazioneri pocăiți. Cine a avut o magazie undeva, avea nevoie de un pocăit să aibă grijă de obiectele din magazie, pentru că oamenii știau că pocăiții nu fură. N-a trecut mult și am auzit o frază, asta la 2-3 ani după Revoluție, zice, mai am ajuns vremuri foarte, foarte grele. Zice, înainte, dacă voiai să bei un vin autentic, îl cumpărai de la pocăiți. Acum și pocăiții bagă apă în vin. Deci,
Acum, nu era deloc corect că pocăiță făceau vin și îl vindeau. Nici asta nu era bine deloc. Dar să-l vinzi și înmulțit cu apă era mai dezastruos. Deci până și reputația asta și-o perduseră pocăiții că băgau și ei apă în vin. Iacov spune că credința care n-are fapte este moartă în ea însuși. Iacov 2 cu 17. Ce fapte, domnule? Dacă o să vedeți în studiul nostru biblic că această roadă a Duhului este nu doar, eu știu, o listă de calități, ci este un mod de viață, de a trăi, nu? De a acționa a omului pe care îl călăuzește Duhul Sfânt. Credința nu poate fi separată de fapte, de comportamentul nostru. De fapt, Domnul a spus că vom cunoaște autenticitatea prorocilor sau mesagerilor divini după faptele lor, după roadele lor. Ce fel de roade, domnule? Dacă în crengile lui nu se găsește dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie și așa mai departe, ăsta nu e autentic, spune Domnul. Trebuie să le găsim la acești oameni, aceste roade, pentru că după aceste roade ei vom cunoaște că sunt autentici. Ori, problema noastră este mult mai mare nouă. Noi vrem să cunoaștem după daruri, nu după roade, nu? Acum ar fi formidabil să am în grădină un copac, nu? Am unul săracu, s-a uscat acum cu căldurile astea. O ce să mai dea câteva frunze după ce s-a mai recorit. Dar mi-ar plăcea grozav de mult să am un copac care face ceasuri Rolex, nu? Și pe fiecare crenguță câte un ceas Rolex. A, ce bine aș duce! Copacii nu fac ceasuri, ok? Nu fac ceasuri deloc. Ei fac roade, ei fac fructe și după fructe îi cunoaștem. Din păcate, noi ne uităm când vine cineva, proroc, evanghelist, mare, ales al Domnului, ne uităm imediat câte ceasuri Rolex are pe crengile lui, ce minuni face, ce daruri are. Ar trebui să ne uităm la roadele lor ca să vedem dacă sunt autentici sau nu. În primele secoli a circulat o lucrare foarte interesantă, Didachia, care era scrisă pentru bisericile creștine, un fel de îndrumător cum să se poarte cu noi veniți, cu musafirii care veneau la biserică. Și sunt niște fraze absolut extraordinare. Zice, dacă stă mai mult de 3 zile, nu e de la Domnul. Pentru că veneau și stăteau câte o săptămână, două, pe capul fraților, nu? Și astea spune, dacă stă mai mult de 3 zile, nu e de la Domnul. Haideți să vă spun ceva din istoria noastră românească. Călugării, mai ales din Grecia, au început să colinde țările Europei, să adune bani pentru biserici, mănăstiri, tot felul de misiuni și scopuri înălțătoare. Și au dat de țările române, domnule, unde li s-au deschis imediat, dacă era călugăr și îmbrăcat în straie din acelea, și mai spuneam că are și lemn din crucea Domnului dus direct de la Ierusalim, îi primeau românii și le dădeau tot ce aveau. Au început să vină foarte mulți. Atât de mulți au venit la un moment dat că dintr-un cartier din Atena, din Fanar, au venit și oameni bogați și șmecheri care au pus mâna pe țară și vreo 200 de ani ne-au condus fanarioții. Okay? Ne-au condus fanarioții. Ne-a rămas de pe vremea aceea un cuvânt ticălos. Acum toată lumea știm ce înseamnă un om ticălos. Dar ăsta vine din greacă, pentru că atunci când veneau călugării aceia într-o casă de români și vedeau ceva frumos, ziceau ticalos, ce frumos, ticalos. Nu mi-l dai mie. Și îl dădea
îi dădea cusătura, îi dădea, eu știu, macrameurile sau eu știu ce țeseau româncele, le dădeau la călugării ăștia, ticăloșii, care i-au jefuit pe bieții români și a rămas în limba noastră cuvântul invers, nu? Nu frumos și cineva care e ticălos. Trebuie să te uiți la roadele omului ca să-ți dai seama dacă e ticălos sau nu. Roadele, nu darurile lui. Lucrarea noastră în general trebuie să fie după placul lui Dumnezeu. Este a doua afirmație care vreau să o fac de la bun început. Știți care este verbul preferat a americanilor? To do, not to be. To do, a face ceva. Just do it. Nu? Asta e, se pare că Nike a luat-o, nu? Și a rămas lozincă pe care o știu toți adolescenții noștri, nu? Just do it. Fă-o. Credem că facem ceva pentru Dumnezeu și lucrul ăsta este mult mai important decât orice. De aceea eu sunt evanghelist, eu sunt membru nu știu unde, eu am făcut nu știu ce. Credem că lucrurile astea sunt importante. Nu sunt importante. Nu ceea ce facem, ci ceea ce devenim făcând ceva pentru Domnul este important. Dumnezeu este interesat în ceea ce voi deveni eu prin ceea ce fac pentru El, mai mult decât ceea ce fac eu real pentru El. Munca ta trebuie să fie pe placul Domnului. La sfârșit trebuie să auzim cuvintele acelea, vino rob bun și credincios. Rob bun și credincios. Nu zice, vino ăla care ai făcut cele mai mari evangelizări și ai avut cea mai mare biserică. Nu. Rob bun și credincios. Și trebuie să fii bun și credincios până la sfârșit. Dumnezeu nu întreabă ce facem, ci ce vom deveni. Asta îl interesează pe Dumnezeu. Câtă roadă va fi în viața noastră roada Duhului? Asta îl interesează pe Dumnezeu. E adevărat că a lua o poziție trebuie să însemne a schimba societatea. Lumea în care trăim noi nu este o lume prea frumoasă. Dar lumea asta care nu e așa frumoasă nu se schimbă pentru că noi suntem buni de gură sau strigăm tare sau facem mare larmă. Nu! Se schimbă pentru că vor vedea oameni schimbați, oameni transformați. Dragostea, vom învăța poate și în seara aceasta că de fapt roada este una singură, dragostea. De a se manifestă în toate celelalte 8 feluri pe care le spune Sfânta Scriptură. Schimbarea societății se face prin schimbarea noastră fiecăruia. Metoda este, deci, prin cultivarea roadei Duhului. Oamenii se vor schimba văzând aceste modele. Problema din Galatia este o problemă foarte contemporană. În Galaten 5, Pavel identifică două tipuri de oameni, practic două feluri de creștini care erau. În primul rând erau creștini, oameni conduși de firea pământească, care împlineau poftele cărnii. Și creștini călăuziți de Duhul Sfânt, care produc roada Duhului. Sunt două feluri de oameni, spune Apostolul Pavel, conduși de firea pământească sau conduși de Duhul lui Dumnezeu. Pavel spune că cei care sunt al lui Hristos și au răstignit firea lor păcătoasă, nu mai produc roadele, faptele firii, nu mai se manifestă în viața lor faptele firii pământești. Omul lor cel vechi este mort, a fost răstignit. Dar Duhul Sfânt care îi călăuzește, produce roada lui în viața lor. Pavel vorbește despre roada Duhului și nu despre roadele Duhului. Cuvântul în limba greacă este carpos, carpos tou pneumatos. Acesta este un singular, roada Duhului este.
roada Duhului este. Și așa cum spuneam înainte, celelalte nu sunt decât forme de manifestare a dragostei care este roada Duhului Sfânt. Pavel spune că cei care sunt în Hristos și-au răstignit firea lor pământească. O să revenim imediat la asta. Apoi Pavel vorbește despre roada Duhului și nu despre roadele, așa cum spuneam. Roada Duhului este dragostea, estin agape, zicea Apostolul Pavel. Și vorbește de forma aceasta a dragostei, agape, dragostea care se jerfește, care se dăruiește în întregime, modelul iubirii lui Hristos, al lui Dumnezeu, care atât de mult agape a iubit lumea încât și-a dat pe singurul lui Fiu. Celelalte sunt calități ale dragostei exprimate și, așa cum spuneam, o să le discutăm pe rând, începând de săptămâna viitoare. Haideți să discutăm câteva implicații asupra roadei Duhului, câteva implicații. În primul rând, textul îndepărtează libertatea aceea de a alege pe acele care ne plac. Nu avem deloc dată în Scriptură nicăieri posibilitatea să alegem din cele 8 sau, dacă vreți, 9, luăm și dragoste aici, care ne plac. Unele ne le plac, altele nu ne le plac. Avem această tendință să căutăm pe acele lucruri care se potrivesc cu personalitatea, cu predispozițiile noastre naturale și să ignorăm pe cele care nu le facem în mod natural, nu? Eu am cunoscut în viața mea câțiva oameni buni. Unul dintre ei a fost prietenul meu, Nelu Țârlea. Omul ăsta se născuse bun, nu știu cum să vă zic. Aveam așa impresia că dacă l-ai călcat cu mașina, cumva, s-a ridicat de acolo, s-a scuturat și și-ar cere iertare că a stat în fața mașinii tale. Asta era personalitatea lui. Un om bun. Un om care se naște așa cu predispoziția asta, n-are probleme să fie bun. Așa e el, nu? Dar noi ceilalți care am fost un pic mai iuți, nu, și mai aspri, așa, ne-am luptat cu această roadă. Trebuie să ne luptăm să o menținem, să o cultivăm. Nu este așa chiar la dispoziția noastră. Dar avem tendința să ne lipim de acelea care se potrivesc cu personalitatea noastră, nu-i așa? Sunt oameni buni sau care îi caracterizează, de exemplu, facerea de bine. Am avut o soacră care a avut asta din belșug. Spre disperarea noastră, când tăia porcul, aproape tot îl dădea la alții. Toată lumea gusta porcul nostru, noi nu mai aproape că nu mai aveam. Să prinsese de calitatea asta o țigancă de undeva din Bihor, care revista foarte des și care pleca cu sacul plin de tot ce dădea mămica la femeia asta. Sunt oameni care se nasc cu calitățile astea, nu? Dar nu toate ne sunt la dispoziție, nu-i așa? Blândețe, oameni blânzi, nu? Ați cunoscut. Și atunci avem tendința să ne asociem cu astea care se potrivesc cumva cu caracterul și cu personalitatea noastră. Dar în timp ce vom studia, vom observa că nu aceste calități naturale sunt roadele Duhului, ci Duhul trece dincolo de aceste înzestrări ale noastre ca personalitate. În al doilea rând, îndepărtează ispita de a le așeza în ordinea priorităților. Nu avem nicăieri dat în Scriptură că una e mai importantă decât alta. Că trebuie să facem o listă și trebuie să parcurgem treptele astea într-o singură direcție. Începem să vedem calitățile dragostei esențiale ale vieții de creștin și să ne străduim să le avem. Ar trebui să le găsim și să ne străduim să le avem pe toate. Aș vrea să discutăm acum puțin despre legătura între roadă și rădăcină.
roadă și rădăcină. Toate calitățile acestea le posede Dumnezeu din plin. Dacă veți citi în Vechiul Testament despre Dumnezeu, veți găsi că El este descris exact prin aceste calități. El este îndelung răbdător, plin de bunătate, plin de dragoste, de blândețe. El are toate calitățile astea, Dumnezeu. Și atunci L-a trimis pe Duhul Sfânt să rodească exact aceste calități dumnezeiești în noi, ca să fim tot mai mult asemănători cu El, cu Creatorul nostru. Duhul Sfânt este acela care produce aceste calități în viața noastră de creștin de fiecare zi. Avem o problemă când facem conexia între roadă și rădăcină. Ne simțim copleșiți. Doamne, eu nu pot face astfel de lucruri, nu? Începem să ne uităm la lista aceasta și spunem, Doamne, hai că cu pacea mai am un pic de lucru la ea, nu sunt în pace cu toată lumea, îndelungă răbdare, nu pot să spun că am, un pic de răbdare mai am, bunătate, nu? Facere de bine, credincioșie, și începem să intrăm în disperare. Doamne Dumnezeule, dar eu nu am să pot face niciodată așa ceva, nu? Numai Dumnezeu ne poate ajuta. Se spune că un băiat de la țară era foarte dezamăgit de ouăle de găine care erau cam mici, nu? Erau foarte mici, foarte necăjiți și într-o zi a vizitat pe niște prieteni care aveau ștruți. A făcut rost de un ou din ăla de ștruți, a venit acasă, s-a dus la găina lui preferată, i-a pus ou așa în fața ochilor și a zis, ei, fă tot ce poți mai bine, dă-i drumul. Fă tot ce poți mai bine. Nu? Nu putem asta cu roada Duhului să facem așa ceva, nu? Nu e în firea noastră, indiferent cât ne-am chinui, noi nu putem produce asta. Dar poate produce Duhul Sfânt dacă îi dăm voie în viața noastră, nu? Pavel nu vine aici la textul ăsta să ne pună ouă ăsta mare, așa, roadei Duhului, spunându-le, hei băieți, faceți tot ce puteți mai bine, do your best, nu? Să aveți și voi câte ceva din treburile astea. Nu ne zice treaba asta. Ci spune foarte clar că dacă trăim prin Duhul, o să și umblăm prin Duhul. O să și producem prin Duhul roadele astea. Pavel nu ne dă ceva de lucru pe care noi nu-l putem face, ci ne spune să ne lăsăm călăuziți de Duhul, pentru că El poate să facă roadele acestea în viața noastră. Roada Duhului este rezultatul, în primul rând, a lucrării divine din interiorul nostru, făcută de Duhul lui Dumnezeu. Menționau aici frații că toți suntem impresionați de daruri și am vrea să le avem și ar fi bine ca biserica să aibă toate darurile Duhului Sfânt. Dar ar fi mare nenorocire să nu avem roada Duhului Sfânt. Pentru că atunci sabotăm toată lucrarea lui Dumnezeu în general. Pentru că ieșim aici de afară și oamenii se uită la roadele noastre, se uită la comportamentul nostru. Vor să vadă cât suntem de buni, cât suntem de blânzi, nu? Am citit de un copil care se uita la pastorul care locuia în vecin, că repara gardul. Și ăsta s-a supărat pe el, zice, dar ce, n-ai mai văzut oameni care bat cuie în gard? Da, zice copilul, dar vreau să aud ce zice un pastor când dă cu ciocanul pe degete. Nu? Că când ai cu ciocanul pe degete, atunci se aude ceva, nu? Cum reacționăm, cum ne purtăm atunci când nu iese bine, nu? Oamenii se uită la noi, se uită la comportamentul nostru, vor să vadă înfrânarea poftelor la noi, nu? Vor să vadă la noi bucurie în lumea asta atât de disperată care este în jurul nostru, nu? Vor să vadă pace la noi.
Lumea este atât de îngrijorată la ora actuală, este o spaimă din asta formidabilă. Dacă nu deschideți YouTube, sunteți oameni fericiți. Dacă deschideți YouTube, veți vedea unul după altul tot felul de emisiuni, ce mare dezastru economic este la orizont, nu? Ce crash economic, ce schimbă Biden banii și nu o să mai avem niciun ban. Lumea asta este îngrozită de veștile acestea teribile care se răspândesc peste tot. Și oamenii vor să vadă pacea asta, liniștea asta la noi, îndelunga răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, nu? Credincioșie. Am povestit că am predicat într-o biserică undeva în România, într-un oraș, nu spun care, în motivele mele. Am fost foarte supărat pe ei că m-au lăsat în curtea bisericii după ce o să termina predica. Dar m-a cercetat altcineva. A venit la mine un cercetor care a stat în curtea bisericii și mi-a zis, bă, pocăitule, ia vină tu încoace. M-am dus, că nu mai vorbea nimeni cu mine, ăsta era singurul care vorbea cu mine. Zice, hai să te văd eu acum că ai vorbit despre dragoste, câți bani ai la tine? 100 de lei, că aveam 100 de lei să merg înapoi acasă. Zice, ia dă-i încoace. Hai să vedem noi dacă tu ai dragoste. Eu vorbisem despre dragoste, vorbisem despre facere de bine. Ce să fac acum? Băgam mâna în buzunar, i-am dat 100 și am zis, uite, știi ceva, asta e, banii ăștia sunt lui Dumnezeu, i-am zis. Dacă o să cumperi băuturi și țigări pe ei, o să te bate Dumnezeu de nu te vezi. Du-te, cumpără mâncare la copii și fii om de treabă, bagă-ți mințile în cap. A tras eu niște înjurături, am plecat spre gară, fără bani. Și am început o lungă discuție așa în mintea mea cu Domnul care m-a trimis în misiune, nu? Doamne, am ascultat, am venit aici, m-ai lăsat și fără bani, acum să vedem eu cum o să mă înțeleg cu nașul pe drum, că așa ziceam noi la conductorul de la tren, nașul. Nu? Mă gândeam ce o să zic, cum o să-l conving pe ăla, cum o să fug dintr-un vagon într-altul, nu știam ce o să fac, știi? Dar am supărat pe frații, așa, pe cerșătorul, și pe Domnul eram supărat că mi-a luat banii. Nu o să-mi dea ceva bani, mi-a luat și pe ăștia care aveam. Mergând spre gară, s-a întâmplat însă un lucru care n-am să-l uit niciodată. O femeie s-a oprit așa în fața mea, a băgat mâna în poșetă, a scos 100 de lei și mi-a spus, domnule, am primit așa un îndemn să-ți dau banii ăștia. Credeți-mă, aproape că am auzit pe Dumnezeu din cerul spunând, ia-ți banii, prăpăditule, și du-te acasă. A fost așa de rușine. I-am luat, i-am mulțumit acelei femei, am asigurat-o că cine a inspirat-o a fost Dumnezeu. Într-adevăr, nu aveam bani de plecat acasă. E foarte greu să vină cineva să culeagă roade dacă nu sunt, nu? Și te pune Dumnezeu la câte un test din ăsta care nu este deloc ușor. Nu este deloc ușor. În al doilea rând, răspunsul nostru trebuie să fie ascultarea. Să așteptăm ca Dumnezeu în suveranitatea să lucreze în viața noastră și să fim gata să facem ceva foarte activ și energic, plin de energie pentru Domnul. Ăsta este răspunsul din partea noastră. Și ar trebui să ne evaluăm mereu situația roadei Duhului. Și ar trebui să citim foarte des lista asta. Mă, hai să văd cum stau cu răbdarea, ce se întâmplă cu facerea de bine. Am mai dat vreun bani cuiva? Am mai ajutat pe cineva în ultima vreme? Sunt credincios, Domnule, așa cum am promis? Mă țin de... Mă rog în fiecare zi, citesc în fiecare zi Scriptura. Sunt credincios sau nu sunt? Ar trebui să ne evaluăm această situație a roadei Duhului. Și în final vreau să spun că
Există două părți. Roada Duhului este rezultatul, în primul rând, a nostru, partea noastră. Este partea noastră, pentru că trebuie să ne facem și noi partea noastră în această lucrare. În primul rând, să înțeleg unde sunt mai tare și unde sunt mai slab. Măi, stau foarte bine cu blândețea. Nu mă supără nimeni, pot să mă înjure cât vor, sunt impasibil. Stau bine cu asta, nu? Ei, dar la înfrânarea poftelor, am auzit de cineva care a pus lacăt pe frigider. Dacă trebuie, pune lacăt pe frigider, domnule, nu? Și pe alte lucruri ar trebui să punem lacăt, nu? Dacă stăm rău cu înfrânarea poftelor. Ar trebui să ne evaluăm, să vedem unde suntem tari și unde suntem slabi și să lucrăm acolo unde suntem slabi. Să fiu responsabil față de cineva în ceea ce privește calitățile dificile. Cel mai bine cineva care te iubește, cineva din familie, din cercul tău intim. Să existe accountability, să putem da socoteală de viața noastră și să spunem, măi frate, uite, te-am sunat, că tot mă uit la roada asta a Duhului și stau foarte rău cu îndelunga răbdare. Îmi sare foarte repede siguranța, mă enervează nevasta, copiii, vecinii, câinii din vecini, cine știe ce, stau rău la capitolul ăsta. Dacă mărturisești și te ajută cineva în domeniul respectiv, poți să faci progrese. Ar trebui să mă străduiesc constant și perseverent în domeniul acela slab. Să știu, măi, eu am probleme, aici e baiul. Un tată a povestit copiilor pilda cu oaia rătăcită și le-a povestit cum printr-o gaură în gard o oaie a ieșit și a plecat și tot a păscut și s-a făcut seară și n-a mai știut să vină acasă și s-auzea lupul cum vine. Copiii au participat, dar păstorul cel bun s-a dus, a găsit-o și a luat-o pe umeri și a dus acasă și a pus-o înapoi cu celelalte oi. Știți ce a spus copilul? Și a bătut o scândură în gard, a reparat gardul ăla, a reparat gardul. Noi ar trebui să știm unde e gaura în gard. Fiecare dintre noi știm. Și ar trebui să reparăm gaura aceea, să batem o scândură mare acolo, să nu mai trecem acolo. Nu? Discută cu alții care sunt tari în calitatea respectivă. Fă proiecte și acțiuni în domeniu slab pentru a-ți cultiva calitatea respectivă. Dacă ești cam zgârcit și nu prea îți place să faci bine, nu? Ia enervează-te pe calitatea asta slabă și începe să faci bine și să te îndrăgostești în facerea binelui, să capeți experiență în facerea binelui. Dar există și o parte a Domnului care ar trebui să contăm pe ea. Cere Domnului să facă următoarele în dezvoltarea roadelor Duhului Sfânt în viața ta. În primul rând, să lucrezi în viața ta în domeniile mai slabe. Doamne, lucrează. Uite, aici stau rău. Stau rău cu înfrânarea, cu... nu am bucurie, Doamne. Foarte ușor bucuria mea este tulburată de toate veștile și toate insuccesele care sunt. Pacea ta, ajută-mă, Doamne, să am liniște și pace, nu? Să mă rog să-mi dea înțelepciune, să îmbunătățesc situația aceea în care eu sunt în dificultate. Să mă pun în situații în care să testeze calitatea aceea în dificultăți. Să-mi reveleze progresul pe care îl fac. Rogă-te ca Domnul să-ți arate diferența atunci când reușești să-ți expui calitățile roadei Duhului. Să vezi cum oamenii se bucură, Evanghelia are succes, oamenii primesc cu bucurie. Lucrul acesta te va întări și te va convinge să acționezi astfel și pe viitor. Timpul a trecut și ar vrea să încheiem și să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să devenim preocupați
tot mai mult de roada Duhului. Să citim mai des textul acesta, să medităm asupra lui și să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și în celelalte săptămâni care vin, să putem face cunoștință cu fiecare dintre aceste roade ale Duhului și ele să devină tot mai de dorit și tot mai prezente în viața noastră de fiecare zi. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.